Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Europa FM, aici sunteți pe frecvențele noastre și pe drum cu prioritate la rațiunea zilei alături de Cătălin Striblea. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Ce faci acolo la laptop? Cauți bilete la finala campionatului? La finala campionatului, ah! Unde se joacă? Aoleu, deci nu pot să cred că ai început cu răutățile. Voi vă dați seama că dacă luați bătaie la baraj... De la frații noștri din Cluj, da? Da! Dacă luați bătaie la baraj, ce o să râd de o vară întreagă cât avem noi de stat aici la matinal? Câte suferințe o deci să ai? Nu mai răspund la întrebare. Unde se joacă finala campionatului? La Buzău, am înțeles. Dar nu mai e finală, e ceva între... Okay. Asta, că așa deci nu căutai bilete la finala? Nu, căutam, bănuiesc că la Buzău mă primește și așa. Și oricum nu e nimic de văzut. Și oricum au fost două offside-uri acolo, și la Voluntari și la Cluj. Acum, fie vorba între noi... Au fost așa la un milimetru. Milimetru, da, adică suntem o rușine cu ăsta, cu... Dacă ar exista, nu știu, sistemul ăsta, am uitat acum. VAR. VAR. VAR-ul. Da, cum e, unde ne avea genunchiul în față, băiatul ăla de la Cluj, Boateng, avea un genunchi în față, serios, pe bune. Poate așa merge. Da, exact, dar are corpul pus cu un genunchi în față. Începe rațiunea zilei, imediat ne va spune Cătălin despre ce va fi vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Stimați prieteni, e mare zarvă în sat pentru că i-au zis pe politicienii români că ar putea să revină la impozitarea progresivă. De fapt, nu pe toți politicienii români, i-au zis doar pe cei de la PSD, a căror metodă de guvernare asta e. Adică, dacă îi prins pe unii care muncesc, bine ar fi să le mai iei și banul, căci alte soluții nu avem. De exemplu, reducerea cheltuielilor de stat, mai e reducerea personalului, uitați-vă la salariile care se plătesc la stat în momentul ăsta, dar să trecem mai departe. Întrebarea pe care și-o pune fiecare dintre noi este cât de departe sau de aproape am putea fi de un astfel de moment. Răspunsul meu este mai curând departe. Odată pentru că premierul Ciucă a declarat astăzi că anul acesta nu apar schimbări de taxe, nu vor fi introduse taxe noi, deci mă gândesc că e vorba și de cota progresivă. PNL nu poate să accepte deocamdată cota progresivă pentru că asta ar însemna să-și piardă lumea încrederea sau propriul lui electorat să-și piardă încrederea în el ca partid, deci se va opune și cu mâinile și cu picioarele. Deci asta s-ar putea întâmpla în condițiile în care s-ar rupe coaliția și PSD ar fi la guvernare și asta mi se pare improbabil. Ce se poate întâmpla însă este o încercare a unei cote progresive mascate, să zicem, adică niște cote unice, au mai vorbit ei în trecut de asta, cu niște soluții de astea, gen 0% la salariu minim și restul să aibă cotă unică de 10%, o chestiune de genul ăsta, adică să nu treacă de 10%. Asta s-ar putea întâmpla, de ce? Pentru că statul român realmente are nevoie de niște bani în plus și atunci e ușor de la aia care muncesc, dar și pentru că are niște angajamente la PNRR ca să ne dea Europa banii ăia. România s-a obligat să facă niște modificări în taxe de-a lungul anului 2022. Nu se zice nimic de cota progresivă acolo, dar ideea generală ar fi că, domnule, ar trebui să punem punct, să facem taxarea mai echitabilă, să plătească companiile, să spune, mai mulți bani. La companie, apropo, chiar asta ne sugerează sau ni se spune de-a dreptul de la Uniunea Europeană, nu mai taxați cu 1% pe cei care au 1 milion de euro cifră de afaceri. Uh-huh. Știi că asta e. Aici s-a dat un impuls formidabil statului, companiilor din România, guvernarea Dragnea a dat. Am pus să zici că e micro-întreprindere la 1 milion de euro, râd. Și acum, dai, e cam mult 1 milion de euro. Care ar fi principalul avantaj și principalul dezavantaj al unei cote progresive? Principalul avantaj este că într-o lume cu o putere economică mai mare, cota progresivă aduce mai mulți bani la buget din partea celor care muncesc. Și doi la mână, ea satisface un principiu social pe care Europa este clădită, așa funcționează, cu oamenii care au mai mare dare de mână,
trebuie să-i ajute pe cei aflați în situații mai dificile, în primul rând din cauza educației precare pe care au avut-o și lipsa accesului la anumite resurse, da? Iar România îndeplinește întru totul acest criteriu, în sensul în care România are deja niște clase de oameni mai bogați, care, de la care poți să iei mai mult. De la care poți să iei mai mult și are deja o pătură săracă, una care trebuie impulsionată prin diverse programe și ajutoare care să ajungă țintit la ei și să-i ajute să aibă un trai mai aproape de clasa mijlocie. Marea problemă a statului român este că eu nu știu în momentul ăsta dacă ei într-adevăr o să ofere programele alea care să reducă inegalitățile între românii mai cu dare de mână și ceilalți. Dezavantajul este că într-adevăr, dacă pui această cotă progresivă, cei care au mai multă dare de mână și au posibilitatea își vor ascunde o parte din venituri. Și cumva mă gândesc ca ta și clasa de mijloc. În mod evident, care va cheltui mai puțin cu impozite mai mari, va cheltui mai puțin, consumul va descrește și atunci economia va trece peste un impas. Țările puternice, cu adevărat civilizate și democratice, au cote progresive, chiar unele destul de mari, mergând până la 45% după un anumit prag, adică 45% din veniturile tale pentru peste un anumit prag sunt date la stat. Problema în România este că unde să mai faci taxare? Și aici lumea știe, care e aproape de un salariu mediu, dacă ia 4.500 de lei în mână, plătește la stat încă 3.200 de lei sau 3.300 de lei. Și asta în condițiile în care și inflația a ajuns la cer și deja ni se iau bani. Unde să mai faci cotă progresivă în această sumă, când taxele pe care le plătești la stat sunt 77% din ceea ce câștigi tu? Adică unde se mai pui progresiv? Asta e marea dilemă. Dacă domnul Ciolacu vine într-o zi și mi-arată și spune: băi, Striblea, sau nebunilor care susțineți cota unică, uite că am găsit eu, tot așa, salariu brut 7.800, omul ăsta rămâne, ba, cotă progresivă și omul ăsta rămâne, nu rămâne cu 4.500, ci cu 4.544. Și de dragul discuției așa la final, să ne aducem aminte când a fost introdusă cota unică, dacă nu mă înșel eu, în primul mandat al lui Traian Băsescu. 1 ianuarie 2005. Cine era prim-ministru atunci? Călin Popescu Tăriceanu. Domnul Tăriceanu era. Și pentru o mare parte din români, introducerea cotei unice a însemnat bani mai mulți în buzunar. Țin minte, ca și astăzi, să-ți spun, salariul meu era 1.900 de lei la data respectivă, adică atât primeam în mână, 19 milioane cum era. Și după ce s-a băgat cota asta progresivă, unică, eu am simțit că m-am îmbogățit. Salariul meu a sărit undeva la vreo 2.700 de lei. Sentimentul e reciproc. Da, așa mi s-a întâmplat și mie. Da. Mamă, ce de-a bani am. Așa am simțit la momentul respectiv. Cătălin, n-aș vrea să-l trăiesc invers. Adică da, există posibilitatea să-l trăim invers. Înțeleg că nu neapărat anul ăsta, nu dar neapărat de la... anul ăsta. Atenție! În România crește, se civilizează și statul oprește toate găurile pe care le are în fiscalitate. Corect și din punctul meu de vedere să revenim către un sistem care da, asigură mai mare echitate. Important e de la ce prag și cu ce și cu impozit. Ce, da, păi, da. Calculele astea cum să fac. Cătălin, ne mulțumim pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi. Pe aceeași frecvență cu tine. Helps you get into that mood that you want to be in. Your happy place. Europa FM. Banana.